Încălzirea globală constituie, cred că, cea mai mare amenințare la adresa dezvoltării umane. Iar omenirea, până în prezent, nu s-a confruntat cu un pericol atât de grav. Republica Moldova a aderat la toate tratatele internaționale în domeniul schimbării climei, Convenția ONU pentru schimbările climatice, protocolul de la Kyoto și, mai recent, acordul de la Paris. Procesul de actualizare a NDC-urilor al Moldovei a fost susținut de partenerii noștri de încredere în acest deziderat, Uniunea Europeană și PNUD, prin prisma proiectului EU for Climate. Mizând pe suportul comunității internaționale a donatorilor, eforturile noastre se vor concentra pe implementarea activităților care vor contribui la realizarea ambiției climatice a Republicii Moldova, fapt ce ne va aduce mai aproape de obiectivele acordului de la Paris pentru decarbonizarea economiei și îmbunătățirea rezistenței la schimbările climatice. Chiar dacă Republica Moldova este responsabilă pentru o parte nesemnificativă a emisiilor globale de gaze cu efect de seră, totuși aceasta este cea mai vulnerabilă țară din Europa la schimbările climatice. În această situație, dezastrele naturale provocate de schimbările climatice, cum ar fi înghețurile, grindina și seceta, au loc din ce în ce mai frecvent și regulat. Iar seceta severă care a afectat țara noastră anul trecut este un exemplu elocvent. Sectoarele cele mai vulnerabile la schimbările climatice sunt agricultura, resursele de apă, silvicultura, sănătatea, energia și transporturile, așa că intenționăm să lucrăm intens cu comunitatea internațională, atât în ceea ce privește atenuarea, cât și adaptarea la schimbările climatice.